Cezar Miron, administratorul clubului 31 Motors Pub, a luat o decizie unică în județul Suceava. După producerea incendiului de la colectiv, soldat cu moartea 32 de persoane și rănirea altor 160, Suceveanul a decis să închidă clubul până la remedierea deficiențelor legate de securitatea la incendii. Am decizia de a suspenda activitatea clubului, inclusiv la registrul comerțului, datorită incidentelor neplăcute petrecute la Clubul colectiv din București, unde au murit prietenii noștri. Am vrut să re reevaluăm situația. Din ce am discutat cu domnii de la ISU, în mare, treburile sunt bune, ne situăm la un nivel acceptabil. Mai trebuie luate mici măsuri să putem să venim și să plecăm din acest club în siguranță. Aveți autorizație de la ISU? conform legilor care au fost până acum, până în, într-un anumit nume, număr de persoane, nu era nevoie de autorizație. Administratorul clubului, situat pe strada Universității a Municipiului Suceava, a cerut ajutorul angajaților de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava pentru obținerea avizului și autorizației de prevenire și stingere a incendiilor. Am venit la solicitarea administratorului, care se pare că din propria inițiativă a oprit activitatea de aici de la punctul de lucru în vederea uh, îmbunătățirii cerinței de, securitate, securit uh, cerinței de calitate securitate la incendiu. Deci, lui dorește să vină cu îmbunătățiri în vederea diminuării riscului de incendiu și evitării unui eveniment similar celui, poate, Doamne Ferește, de la, de la București. Din punct de vedere al uh, obligativității obținerea vizului și autorizației de securitate la incendiu, vă pot spune că legislația a fost într-o perpetuă modificare și completare. Dacă ne referim strict la momentul actual, apare obligativitatea solicitării a vizului și autorizației de securitate la incendiu dacă spațiul sau construcția întrunește cumulativ mai multe condiții, respectiv, de la suprafață mai mare de suprafață desfășurată, mai mare de 200 de metri pătrați. De asemenea, dacă spațiul se află situat la subsolul sau demisolul unor construcții și de asemenea, dacă numărul de utilizatori pe acel spațiu încadrează uh, spațiu în categoria sălilor aglomerate și acest număr de utilizatori este 200 dacă spațiul se află la parter sau 150 dacă spațiul se află la subsol, demisol sau alte etaje decât parter. De asemenea, ca să fie sală aglomerată, mai apare o condiție ca suprafața către unei persoane să fie mai mică de 4 metri pătrați. Sunt aspecte prevăzute în normativul de siguranță la foc. Trupa Goodbye to Gravity ar fi trebuit să susțină un concert la Suceava, chiar în 31 Motors Pub pe 14 noiembrie.